Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invit la tort Pavlova cu zmeură și ciocolată. Pentru bezea avem nevoie de albușul de la 4 ouă, 320 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat și o linguriță de oțet simplu de 9 grade. Vom pune peste albușuri zahărul vanilat și oțetul și vom omogeniza totul cu un tel. Opțional, puteți adăuga și cacao dacă doriți ca bezeaua să iasă închisă la culoare. Apoi, punem vasul la baie de aburi și vom amesteca continuu cu telul, iar cu ajutorul termometrului vom verifica din când în când să atingă temperatura de 70 de grade Celsius. Odată atinsă temperatura dorită, transferăm amestecul cald în bolul unui mixer și mixăm 12 minute la viteză mare. În tot acest timp, bezeaua noastră se răcorește, devine spumoasă și crește în volum. Thank you.
Apoi tapetăm tăvile cuptorului cu hârtie de copt și turnăm bezeaua în părți egale, iar cu ajutorul unei spatule vom încerca să creăm două blaturi. Între timp, preîncălzim cuptorul la 100 de grade Celsius cu ventilația pornită și vom coace bezeaua 30 de minute. Apoi scădem gradele la 90 de grade și continuăm să coacem 45 de minute. Pentru cremă vom avea nevoie de royal icing sau royal sugar, iar pentru aceasta avem nevoie de un cap de zahăr pudră, jumătate de linguriță de vanilie și una două linguri de lapte. Vom mixa zahărul pudră împreună cu vanilia și vom adăuga lapte treptat până când vom obține o textură tartinabilă.
În afară de acest icing sugar, pentru cremă mai avem nevoie de 3 cups de smântână lichidă și de o păstaie de vanilie sau o esență de vanilie. Vom mixa smântâna lichidă împreună cu vanilia și cu icing sugar și o vom ține la rece. Trebuie să precizez faptul că, după ce bezeaua este gata, stingem cuptorul și ținem ușa întredeschisă o treime. Așteptăm o oră ca bezelele să se răcorească în cuptor. Apoi, începem asamblarea lor. Vom pune un rând de bezea, un rând de cremă, iarăși bezea, iarăși cremă și vom decora cu zmeură și cu ciocolată tăiată mărunt. Thank you.
Sper că v-a plăcut rețeta noastră și că o veți încerca și voi. Iar până data viitoare, vă doresc poftă bună!
Thank you.